Până atunci vorbim despre stil, despre ce ar trebui să existe în garderoba noastră dacă a venit primăvara, pentru că e vremea frumoasă, vrem să ieșim din culorile cu care ne-am obișnuit în iarnă, din negru, din griuri, din bejuri, din toate nuanțele astea și vrem să punem culoare pe noi. Creatorul de stil, Lida Toma, vine astăzi cu câteva idei cu ce n-ar trebui să ne lipsească nouă în dressing în primăvara asta. Neața, Lida, bine ai venit! Bine v-am regăsit, dragilor! Da, Diana, am făcut o repriză de shopping, am dat o tură prin magazine să văd ce e nou. Și să știi că se simte vibe-ul de primăvară. Se simte, nu? Deja... Și în magazine, dar și pe stand-ul meu, că dacă vezi, am mult verde, verdele asociat cu natura și o culoare foarte optimistă, da, da. O culoare foarte optimistă, care merge foarte ușor asociată cu alte culori. Deci chiar dacă cineva ar spune că verdele e greu de purtat, aș zice că dacă n-ai inspirație cu ce să porți verdele, să te uiți în natură și vei vedea că foarte multe flori, foarte multe nuanțe intense sau mai pale se potrivesc foarte bine cu verde. Câtă dreptate ai, da, acum că ai spus chestia asta, chiar mă gândeam că ai dreptate, ai mare dreptate. La fel se întâmplă și pe stand-ul tău, văd că ai ales piese ce se potrivesc foarte, foarte bine cu verdele, ce este în tendință în primăvara asta, din ce am văzut și eu în magazine. Da. Deci, într-o scurtă tură de shopping, ca la noi se întâmplă lucrurile foarte repede, ai ales astea. Da, și ce e nou, adică ce am văzut eu nou acum în această primăvară. Uite, bluzele acestea, cămașa asta, reinterpretată, sau bluzele pe umeri, așa cum por și tu, care dau o notă de eleganță. Le poți purta foarte feminine. Da, sunt foarte feminine și le poți purta cu accesorii în zona gâtului, cu cercei, cu clame, așa cum ai și tu o clamă, cu perle, cu auriuri, deci poți să le asociezi foarte ușor. E o cămașă versatilă, o poți purta ușor și pantalon, fustă? Un pantalon cu o fustă, dar poți să o faci și ca o ținută mai elegantă, de exemplu, da? Să-i pui un pantalon palazzo, să-i pui ceva din mătase, un fluid. Stiletto și da. Gata. Deci e o piesă ce pot să o consider că e nouă ca și linie, ca și foarte cat. Potrivită. Deși s-au mai abordat aceste tipuri de tăieturi, de croiuri, însă anul acesta am văzut foarte multe, adică da. Pentru acest sezon. Da, se găsesc foarte multe piese de acest gen în mai toate magazinele și în toate colecțiile din ce am văzut și pe toate culorile. Uite, un alt model de cămașă scurtă, da, până în talie și cu aceste eșarfe legate, dau senzația că, de fapt, ți-ai legat o cămașă în talie cu acel nod pe care îl știm, însă dar, de fapt, nu, așa e. Da, și se pot purta cu pantaloni cu talie înaltă, cu fuste cu talie înaltă, arată foarte, foarte bine. Deci cămașa reinterpretată în diferite feluri. Imprimeuri. Mai sunt încă, nu? Imprimeuri. Imprimeurile, da. Și în vara aceasta, imprimeuri florale nu au ieșit. N-au și ieșit. Nu vor ieși. Deci imprimeuri florale, destul de mari, de voluminoase, vezi asocieri de culori, am turcoaz, am verde, am marouri, nuanțe de camel. Ce să ținem noi cont, Lida, nu? Atunci când punem o astfel de piesă în partea de jos, să fim siguri că e uni. O singură culoare. Safe, nu? Da, să da. Punem, da, dacă varianta sigură, să punem o piesă uni în partea de jos, să știm că nu... Asta punem asocieri de imprimeuri, dacă stăpânim foarte bine zona asta de culoare, de imprimeuri... Tu pui asta, tu poți să faci asocieri, noi orice, nu. Cu orice. Uite, de exemplu, aici am o cămașă vis-a-vis de asocierile astea de imprimeuri, am un imprimeu abstract, da. Un imprimeu geometric. Da? Da. Deci nu mă deranjează că am acest lucru, însă niște specialiști au făcut această asociere. Dacă ți-e greu să faci, mai bine nu o faci în garderoba ta. Mai bine te lași pe gubaș și mergi pe simplu. Mergi pe simplu, merg da. Eu, ca să fie totul. Uite, foarte verde, sigur. Că am ajuns la verde, pantalonul acesta. Da? Un pantalon clasic, de purtat și la birou, de purtat și într-o ținută de zi. Da? Putem să-l integrăm în orice, nu? În orice, da. Și cu orice. Și eu l-am luat ca și exemplu astăzi pentru că sunt asocieri de piesuri, sacourile oversize. Am văzut că sunt foarte multe, nu? Piese da. Office da. În mai toate colecțiile. Da, și voi, bine. Și voi abordați. Am văzut că și Luna poartă astăzi un sac oversize și la fel, poți să-l porți cu cămașă, poți să-l porți cu un top. E ușor de purtat, cu tricou. Deci chiar într-o ținută de zi sau într-o ținută de birou. Să avem un sacou de genul acesta un sacou de genul acesta. În garderobă. Da. Super. O altă variantă. Mai dă-mi-le mie. Așa. O altă variantă de sacou pentru acest sezon este sacoul alb și el reinterpretat pentru a nu știu câta oară. De data aceasta eu am ales un sacou parte peste parte sau double breast.
este cu acești nasturi bijuterie. Am văzut din ce în ce mai mult accesorizate sacourile. Plin așa de... destul de încărcate și este abordată această linie și la birou. Și din ce am văzut, parcă mai puțin oversize anul ăsta, parcă s-au întors un pic către piesele clasice, nu? Și către piesele cambrate. Exact cum vedem și cămașa aceasta, da? Pe linia corpului, și sacourile. Nu? Asta e bine într-un fel, că avantajează mai multe tipuri de siluetă. Da. De exemplu, acel oversize nu poate fi purtat de oricine, asta este clar. Da. Pe sacoul alb, nelipsit, trebuie să avem. Să-l avem și să-l purtăm în variate moduri. Cu pantaloni evazați, da? Mm-hmm. Că putem să punem. Sunt acum în trend, la fel, cu pantaloni foarte largi, cu fuste. Și aici văd ultima ținută pe care am ales-o eu. Da, uite, o propun cu acest sacou scurt. Care se poartă închis de obicei, nu? Se poartă închis de obicei, da pentru că am aceste detalii, da, care arată foarte bine de nasturi. Și pantaloni cu talie înaltă, despre care am tot vorbit și sunt foarte prezenți în acest sezon. Pantaloni cu talie înaltă purtați cu cămăși destul de voluminoase în partea de sus chiar. Ei mai strânși. Și această cămașă pe care eu o port, da, este foarte bine asociată cu o pereche de pantaloni cu talie înaltă sau o fustă creion cu talie înaltă. Bun, deci avem culoare și un pic, parcă, schimbare în tendințe, cumva, pentru ce înseamnă volumul în piesele vestimentare. Mulțumim tare, Lida, pentru toate ideile minunate și pentru culorile pe care le-ai adus astăzi în platoul nostru. Așadar, aflăm și noi că se schimbă tendințele și noi întotdeauna aflăm astea de la specialiști. Noi, dragilor, luăm o scurtă pauză? Nu uitați,